FC Botoșani a terminat la egalitate cu Oțelul Galați, scor 1-1 sâmbătă pe teren propriu. A fost un meci plin de ocazii în care botoșănenii au dominat partida. La pauză, Leo Grozavo, antrenorul FC Botoșani, a făcut o dublă schimbare, trimițându-i în teren pe Croitoru și Hadnaghi. Mutarea făcută de tehnician a fost una foarte inspirată, iar gazele au deschis scorul în minutul 50 prin Marius Croitoru, care a trimis mingea cu capul în poartă. Oțelul a reușit să egaleze prin algerianul Hamrun în minutul 69. Acesta a trimis în plasă un balon respins în față de portarul gazelor, după un șut puternic al lui Florin Cernat. Președintele FC Botoșani susține că echipa sa nu trece prin momentele cele mai bune și ar fi dorit să vadă o victorie sâmbătă seară. Suferim la momentul ăsta și ne doream cu toții, în primul rând, o echipă în fața propriilor suporteri, doream cu toții o victorie, pentru că avem cam mult timp de când nu reușim acasă o victorie și am sperat mult astăzi, la fel și Oțelul Galați. Am fost două echipe disperate după victorie. Din păcate s-a terminat meciul nedecis 1-1. Antrenorul echipei locale a declarat că a fost un meci echitabil, însă jucătorii trebuie să se trezească și să câștige. Sper să ne revenim cât mai rapid, să facem prima victorie. Probabil după prima victorie și echipa se va exprima altfel. Pentru că asta este. Asta s-a întâmplat și anul trecut, asta s-a întâmplat și în turul de campionat. Echipa are nevoie de... Încă nu suntem. Am spus-o și cu ocazii anterioare. Ne trebuie măcar 3 campionate la prima ligă cu acești jucători ca să putem să spunem că avem și noi o anumită rutină, liniște, siguranță. Încă suntem în momentele de criză, nu știm să gestionăm. În cele 4 partide din retur, FC Botoșani a înregistrat 2 egaluri și 2 eșecuri. FC Botoșani s-a impus în tur cu 1-0 la Galați. Oțelul este la 6 meciuri consecutive fără victorie, 3 egaluri și 3 eșecuri. Gălățenii au o singură victorie în ultimele 15 partide de campionat.